Foarte curioși să vedem ce fac Gigi și invitații săi în pușcărie, l-am trimis la fața locului pe reporterul nostru special, Adi Blaj. Adi, au ajuns oaspeții de la Atos? Da, Dragoș, ce, ce? Adi, suntem în direct. Așa și? Adi, unde ești? Dragoș, sunt chiar aici, în direct. Adi, te rog să te concentrezi. Deci au intrat călugării de la muntele Atos la pușcărie? Lasă-mă, dracu, părinte, lasă-mă, dracu, că sunt în direct. Pune și tu pe pauză. Da, Dragoș, cei doi călugări sunt în pușcărie chiar în acest moment, dar avocatul lor a spus că va face recurs. Adi, dacă călugării n-au fost arestați, sunt vizitatori, ești nebun. Da? Bă, așa au zis? Zi, bă, ninja, sunteți doar în vizită, nu v-au arestat? Aha, da, Dragoș, ai dreptate ca de obicei. Nu sunt arestați, da, ci că n-au unde dormi, așa că oricum rămân aici peste noapte, înțelegi? Bun, și ce fac? Au început slujba, ce se întâmplă? Nu, deocamdată jucăm Angry Birds și după aia, după ce-i bat, trecem la Fast and Furious. Păi, Dragoș, și că știe popa ăsta niște cituri, înțelegi? Adi, ca să înțeleg mai bine, voi vă jucați acolo? Păi tu ce credeai că facem? Fabulos. Păi de-aia te-am trimis, mă, noi acolo să te joci pe Xbox. Păi dacă redacție nu m-a mai lăsat să mă joc, sunteți voi opticoși că vă bat pe toți de-aia. Măcar aici e liniște. Iar popii ăștia, uite-te la ei, bă, nu se supără deloc. Bine, las că vorbim când te întorci. Acum spune-mi ce face Sfântul Gigi, dacă s-a văzut cu cei doi călugări, ce mesaje i-au transmis, dacă se simte încurajat, știi, chestii de-astea de ziarist. Bă, Dragoș, nu știu cum să-ți spun, dar nici eu și nici călugării nu prea avem chip de Gigi. Ăștia doi că au vrut să intre în celulă, dar când au văzut acolo că se joacă doar table, au fugit ca de tămâie, înțelegi? Nu-ți mai spun ce fericiți au fost când au văzut Xbox-ul. Păi ne jucăm de 2 ore și mai avem puțin și spargem recordul de puncte al muntelui Atos. Sunt niște oameni minunați, minunați, atât pot să-ți spun. Bine, mă, dar Gigi, dar rugăciunile, dar smerenia. Mai lăsați-mă, nene, în pace cu Gigi ăsta, ce aveți? Ați luat-o razna? Gigi în sus, Gigi în jos de 2 săptămâni. Hai că nu mai pot să stau, că mă așteaptă Varta Nufie. Hai, la revedere. Părinte, ia mâna naibii de pe controlul ăsta, că bă-ți bip una de nu te vezi, auzi? Dar ce-i sat fără câine aici? Ia uite că am Angry Birds aici, halchidichi, michidichi, chichilichi, hai. Da, ne cerem scuze. Mă, tu aici erai? Băi, uite că m-a prins ăsta. Bă, scuze-mă, bă! Nici la Rahova n-ai ajuns, mă, nenorocitule. Ne scuzați, doamnelor și domnilor, să trecem mai departe.